sunt Vlad de pe Toto.ro, vreau să prezint mașina de la Hummingbird. Cu toții știți, firma Hummingbird este o firmă mare, ei au început încetul cu încetul de-a lungul timpului, de acum vreo 10-12 ani, poate și mai mult, chiar 15 dacă nu mă înșel, exact. Au început cu mașinile lor, Hummingbird-urile V1-urile, V1-urile care erau niște mașini foarte fiabile și puternice. După aia a apărut V2-ul care a spart orice de pe piață la ora actuală, era cea mai fiabilă, cea mai puternică, cea mai mașină, putem spune. Și așa au ajuns renumiți cei de la Hummingbird, prin mașinile lor V1 și V2. După care au început să facă și ace și clipcuri, duși pedale și multe, multe alte mașini, broncurile, penurile de la ei, care sunt iară la fel de bune. În momentul de față vreau să prezint Hummingbird V3, adică următoarea generație după V1 și V2, renumitele mașini cu care s-au remarcat în industria asta a noastră. Așa arată cutia, sunteți obișnuiți cu cutiile de la Hummingbird, aici avem un scratch mark, adică putem să răzuim, în așa fel încât să vedem un cod care putem să-l verificăm pe site-ul lor, ca să vedem că mașina este într-adevăr autentică. Așa fac cei de la Hummingbird, care e o chestie chiar ok. Aici avem niște o-ringuri și un imbus. Și aceasta este mașinuța, mașinuța V3-ul. Următoarea generație, cum ar veni de la V1 și V2, vestitele mașini cu care s-au remarcat cei de la Hummingbird. Ea este pe RCA, avem un motor înăuntru, un motor elvețian de 4W, un motor chiar ok și chiar puternic. O să vedeți, culoarea este una eloxată, deci nu o să se zgârie chiar deloc. Și avem un reglaj care este foarte, foarte ok. Avem un reglaj, un stroke, mai exact, avem un stroke ajustabil. Deci este un stroke ajustabil, putem să-l ajustăm foarte, foarte simplu. Avem imbusul, putem să-l dăm jos și după aia pur și simplu îl ridicăm și îl punem în varianta care ne trebuie. Și o să vedeți că avem stroke-ul de la 1, 2, 3, 4, avem 5, avem 4,5, 3,5, 2,5, 1,5. Deci avem o grămadă de stroke-uri ajustabile, ceea ce este o chestie super faină. Deci știți cu toții, ca să facem niște, facem niște linii sau niște umbre, pentru un stroke, să zicem, dacă vrem să facem și linii și umbre, absolut orice cu mașina aceea, ne trebuie un stroke, să zicem, de 3,5, este stroke-ul de mijloc, cu care putem să facem și linii și umbre și color pattern și absolut tot. Un stroke, dacă vrem să facem niște umbre, ne trebuie un stroke mai mic, un stroke de 1,5, facem niște umbre chiar 2, un stroke cam de la 2 încolo, 2,5, cam la 2. Un stroke de 2 face niște umbre chiar finuțe, mașina n-are forță, nu intră acul așa de tare și lasă umbrele așa fine, să zicem așa, uniforme și nu lasă zgârietura aia de ac absolut deloc. După aia avem stroke-ul, putem să-l mutăm de la 4,5, chiar și 5, punem un stroke de 5 și atunci avem un stroke mult mai puternic, adică mașina are timp să se ducă înapoi mult și să vină cu forță. Venind cu forță, lasă o linie și un color packing face formidabil. Puteți să faceți un color packing foarte, foarte simplu. O să vedeți că o să vă iese foarte rapid dacă faceți cu un stroke de 5. Deci mașina are 5, o stroke de 5 are 5 mm să se ducă și să vină. Adică ea se duce, are timp să își ia avânt cum ar veni și să vină și să lovească puternic în piele. Lovim puternic în piele și dacă aveți un ac de 20-30, lovim puternic în piele, o să spargă porul pielii și o să lase tușul foarte, foarte bine. De asta contează foarte mult când vreți să faceți o umbră sau când vreți să faceți linii. Este foarte bine să vă uitați după stroke. Da? Un stroke mai mare, 4-5, este bun pentru linii și pentru color packing, deci pentru culoare. Un stroke mai mic de 2,5, 2,5, este bun pentru umbre. Da? Acum depinde de fiecare în parte cum vă obișnuiți, cam așa ar fi. O să vedeți aici, așa avem și un o-ring din acesta, care ne ține acul cât mai să fie, să nu se miște absolut deloc. Aici la mâner avem un mâner și este și cauciucată partea aceasta în așa fel încât să nu alunece deloc. Putem să punem ori un mâner direct de la Cheyenne, da? Putem să punem un mâner direct reglabil sau putem să punem un mâner, deci mă refer un mâner care are filet, sau putem să punem un mâner normal. Da? Putem să punem mânerul, orice mâner normal sau un mâner adaptor pentru acești ani și după aia îi punem aici o tijă, sau putem pune acul normal și aici un mâner normal cu vârf sau cu un mâner de unică folosință și este mult, mult mai ok. Adică vă dă posibilitatea aceasta, mașina asta. De aia este o mașină fiabilă, după cum a spus cei de la Hummingbird, fac mașini fiabile, fac mașini puternice și este chiar super, super ok că au inclus asta la V3, au inclus trucul acesta ajustabil care vă ajută foarte mult. Deci, sincer, vă ajută enorm, enorm de mult și la umbre, și la umplu, și la color packing, la absolut orice. Aceasta fi mașina de la Hummingbird.
V3, varianta a treia, noua variantă, după vestitele 1 și 2 care au fost formidabile de-a lungul timpului. Hummingbird V3, o mașină chiar robustă, versatilă și sincer vă spun, mă refer versatilă că se poate schimba, stroke-ul este ajustabil, ceea ce este o chestie chiar, chiar super, super ok. Puteți face de la linii, la color picking, la shading, la umbre, la absolut orice. Hummingbird V3. Sunt Vlad de pe Toto.ro și cu mare plăcere ne revedem la următorul video. Pace!